Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem astăzi o etalare interactivă cu tema Ce simte pentru voi? Următoarele sare acțiuni. Ok, să aflăm ce simte persoana iubită pentru voi, că este o persoană nouă, că este o persoană din trecut și ce acțiuni va lua către voi. În special dacă este o persoană din trecutul vostru și sunteți despărțiți, sunteți curioși dacă persoana asta o să vă mai caute sau dacă o să mai fiți împreună, dacă este o persoană nouă, dacă are intenții corecte față de voi. Haideți să vedem un videoul de astăzi. Va fi o combinație între clarviziune și etalare. Ok. Să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte. Vom face 3 ca de obicei. Va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3. Videoul este valabil și pentru doamne și pentru domn și să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact. Bun, haideți să începem cu cei care ați ales etalarea numărul 1. Să vedem. Pentru cei care ați ales etalarea numărul 1, ce simte persoana voastră dragă, persoana la care vă gândiți, pentru voi cei de la etalarea numărul 1? Ce simte pentru voi? Ce simte persoana voastră dragă pentru cei de la etalarea numărul 1? Ce simte persoana voastră pentru cei de la etalarea numărul 1. Ok. Se pare că aici cineva are foarte multă anxietate. Deci, acum luați partea în care rezonați voi, ok? Aici a existat o trădare foarte mare de una dintre părți. Iar cineva aici a dus o luptă foarte mare, interioară, ca să spun așa, încercând să treacă peste o decepție. Că sunteți voi, că este cealaltă persoană, voi vă știți poziția mai bine. Ok. Văd pe cineva aici care a încercat din răzputeri să salveze această relație, însă a fost destul de greu. Pentru că una dintre persoane încerca să pună cealaltă persoană tot timpul în rivalitate cu alte opțiuni. Nu spun că este vorba de o căsnicie, că unul dintre voi este căsătorit neapărat, dar era vorba de alte opțiuni. Ok, cineva manifestă acum o detașare. Dacă este vorba despre voi care a trădat această persoană, această persoană, ca să spun așa, a suferit foarte mult, s-a luptat foarte mult în interior ca să reușească să treacă peste această decepție și acum manifestă indiferență și vindecare. Dacă persoana asta v-a rănit pe voi, voi sunteți în poziția în care vă vindecați și vă detașați, iar această persoană duce o luptă interioară, învinovățindu-se pentru ceea ce v-a făcut. Ok. Clar, cineva aici ține de o vindecare. Cineva își dorește foarte mult să se vindece, iar cealaltă persoană care a trădat aici urmărește persoana dragă, amintindu-și clipele frumoase, având nostalgie, încercând să se gândească că a ratat o oportunitate unică în viață, că ar fi putut să aibă o familie sau a dat, ca să spun așa, o relație valoroasă pe nimic. O persoană aici se uită, cea care a trădat, mă refer, urmărește cealaltă persoană și realizează adevărul acum că fericirea, abundența, ca să spun așa, reușita era în relație cu persoana care a fost rănită aici. Ok. Cineva se simte foarte vinovat aici că a părăsit cealaltă persoană sau că a rănit cealaltă persoană sau că s-a comportat urât. Au fost vorbe urâte spuse aici. A fost trădare. A fost foarte mult rău făcut.
a fost intervenția familiei, ca să spun așa, și influența familiei, ori a voastră, ori a celelalte persoane. Aici cineva este posibil, ok, să fi trădat, să fi înșelat, să fi părăsit, iar dacă sunteți voi, ați părăsit persoana asta pentru cineva care ați aflat ulterior că era căsătorit sau căsătorită. Dacă persoana asta v-a făcut vouă asta, a realizat că persoana cealaltă era căsătorită sau căsătorit. Ok? Cineva aici, deci, ca să fim clar, persoana care a trădat suferă foarte tare și își dorește cealaltă persoană înapoi. Ok, aici clar există o anxietate foarte mare. Persoana care a trădat se simte abandonată acum. Pentru că din toate opțiunile astea pe care le-a avut și-a dat seama că sufletul pereche, ok, sunteți voi sau voi dacă ați făcut celelalte persoane, asta este persoana asta. Cineva și-a dat seama că cealaltă persoană care a fost rănită a încheiat acest capitol, s-a detașat și a încheiat acest ciclu și acum se ocupă de ea sau de el. Există foarte multă iubire de sine acum. Cineva nu-și mai dorește să se implice în această situație după ce a dat totul în această relație cu o persoană care n-a făcut decât să aducă discordie, n-a făcut decât să aducă ceartă, n-a făcut decât să implice alte persoane din exterior, să facă tot timpul ca și cum exista concurență, ca și cum exista rivalitate, ca și cum trebuia să vă luptați, dacă voi sunteți cei care ați fost victimele, să vă luptați pentru această persoană, să pară ca și cum trebuie să vă obțineți locul lângă această persoană, ok? Clar, cine a fost aici rănit nu mai dorește împăcare și nu mai are sentimente. Dar cealaltă persoană care a greșit aici manifestă un regret enorm. Manifestă un regret enorm și aici văd ca și zodii, ok? Vărsător, gemeni balanță, taur, văd leu, iar balanță, văd rac pești, ok, berbec, dar pot fi oricare alte zodii, și gemeni, am spus gemeni, ok. Clar, cineva și-a dat seama că iubește aici, în urma trădării. Cineva, după ce a trădat, și-a dat seama că iubește și își dorește un nou început cu persoana pe care a trădat-o. Și acum se pregătește să-și facă curaj, să se ducă către persoana respectivă, că sunteți voi către persoana asta sau persoana asta către voi, să se ducă către persoana respectivă să-i facă oferta de împăcare. Ok, cineva este foarte agitat și neliniștit aici, sau agitată și neliniștită, pentru că nu știe cum vor decurge lucrurile. Cineva simte că este prea târziu, prea târziu să mai salveze această situație. Bun, o să vedem ca și acțiuni. Clar, persoana care a trădat aici și-a dat seama după trădare că iubește persoana pe care a trădat-o. Aici exista umilință, vorbe urâte, exploatare, folosirea celuilalt. Okay. Haideți să vedem acțiunile persoanei voastre iubite către voi, cei de la etalarea numărul 1. Acțiunile. Ce acțiuni va lua această persoană către voi, cei de la etalarea numărul 1? Haideți să vedem. Ok. Dacă aveți de-a face cu cineva din leu, berbec, săgetător, în special dacă sunteți domni, acțiunile sunt că după o perioadă de stagnare, suferință și indecizie, persoana asta fiind rănită, ok? Acțiunile acestei persoane sunt că nu va lua nicio acțiune, ok? Persoana asta își dorește să fie singură, independentă, se îndreaptă către o altă relație, a învățat iubirea de sine și a încheiat acest capitol. Ok. Haideți să vedem. Ac-
acțiunile persoanei care a rănit aici sunt comunicare. Urmează să vină foarte multă comunicare sau să dați foarte multă comunicare. Aici cineva a încheiat un capitol cu a treia energie. Cineva a părăsit pentru a treia energie. A treia energie s-a dovedit a fi o persoană căsătorită sau falsă. Ok. Cineva urmează să comunice. Cineva a fost aici pe interes financiar. Oricineva, ca să spun așa, avea responsabilități în altă parte. Ok? Oricineva se mișca foarte greu pe partea... Promitea foarte multe lucruri. Ok? Vreau să fac o familie, vreau să mă căsătoresc, vreau să... etc., etc., dar niciodată nu și-a asumat această responsabilitate. Când venea timpul ca această persoană să-și asume responsabilitatea și să pună în practică ceea ce vorbise, ceea ce vă spusese, persoana asta se retrăgea. Ok, acțiunile persoanei care a rănit aici sunt comunicare. Poate mulți dintre voi n-ați mai comunicat de foarte mult timp, iar această persoană revine în forță cu această comunicare. Și voi veți fi foarte surprinși, sau voi veți face asta persoanei respective, ok? Pentru că cineva aici este foarte dezechilibrat sau dezechilibrată, urmează să se întâmple o vizită, un drum, ok? Cu dorință de împăcare. Cineva urmărește întâi. Am spus, persoana care a rănit aici se simte foarte intimidată, anxios, anxioasă și urmărește înainte cealaltă persoană, înainte să ia acțiune. Ar vrea să spună adevărul, realizează adevărul acum, dar nu știe cum să o facă, pentru că cealaltă persoană reprezintă justiția, persoana care a fost rănită aici, este îndreptățită, ca să spun așa, să se comporte rece, să se comporte indiferent. Este îndreptățită și cea, persoana care a rănit aici este temătoare de karma pe care o primește acum. Persoana care a fost rănită e posibil să fie gemeni, balanță, vărsător, leu, mai văd. Ok. Taur, capricorn, scorpion, ok. Berbec. Dar persoana asta își dorește un nou început și a găsit echilibrul și nu mai dorește implicare. Iar două persoane aici, doi bărbați, dacă sunteți doamne și aveți de-a face cu doi bărbați sau voi ca și domn vă regăsiți în situația asta, rac pe scorpion, leu, berbec, săgetător, ok? Sunt două persoane din trecut care vă regretă foarte mult. Sunt două persoane care au greșit foarte mult, ok? Căci persoanele astea s-au luptat pentru voi, ok? Iar voi n-ați ales pe nimeni, ok? Sunt două persoane din trecut. Dar ambele persoane revin. Bun, atât am avut pentru etalarea numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Și haideți să vedem și un sfat pentru cei de la etalarea numărul 1. Un sfat în situația asta. Un sfat pentru cei de la etalarea numărul 1. Haideți să vedem un sfat pentru cei de la etalarea numărul 1. Un rezultat favorabil. Un sfat pentru cei de la etalarea numărul 1. Respectul de sine. Pentru cei de la etalarea numărul 1. Nu vă grăbiți să luați această decizie. Protejați-vă. Ok, pentru cei care ați fost răniți, pentru cei care ați fost umiliți de persoana asta, protejați-vă. Ok? Nu vă grăbiți să luați această decizie de a vă împăca cu persoana asta. Nu vă grăbiți să dați la o parte respectul de sine, pentru că dacă vă mențineți pe poziția în care sunteți acum și vă protejați de persoana care v-a rănit, ok, veți avea un rezultat favorabil. Bun. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Haideți să vedem pentru cei de la numărul 2
Ce simte persoana voastră iubită pentru cei de la etalarea numărul 2? Sau persoana la care vă gândiți? Ce simte pentru voi cei de la etalarea numărul 2? Ce simte persoana voastră iubită pentru cei de la etalarea numărul 2? Ce simte pentru voi? Persoana asta manifestă să vă aducă dreptate. Persoana asta nu s-a purtat just cu voi în trecut. Persoana asta v-a nedreptățit groaznic de tare. Nu a existat egalitate. S-a mișcat foarte încet. Foarte încet. Persoana asta respinge ideea de a recunoaște, încă momentan respinge ideea de a recunoaște cât de mult a greșit. Este o persoană foarte mândră. Este o persoană foarte orgolioasă, foarte narcisistă. A greșit foarte mult crezând că este buricul pământului, ca să spun așa. Această persoană este foarte materialistă. Foarte materialistă și a pus foarte mult preț pe partea financiară în trecut. Iar în momentul de față, o să facem și clarificarea, să înțeleg acești 7 de bâte, pentru că această persoană este ca și cum se apără, dar știe adevărul că v-a rănit, ok? Știe ceea ce simte pentru voi, însă încearcă să se ascundă într-un colț, să-și nege sentimentele, spunând nu, eu am avut dreptate. Ok. Vreau să văd ce simte cu 7 de bâte. Ce simte persoana asta cu 7 de bâte? Ok, persoana asta se simte foarte abandonată, 7 de pentacule și 5 de pentacule, se simte foarte abandonată. Și persoana asta, pe lângă că se simte abandonată, simte că a pierdut foarte mult. Voi ați investit foarte mult în această relație. Ok, 6 de săbi. Persoana asta respinge ideea, ca să spun așa, de a-și recunoaște sentimentele pentru voi, pentru că știe că a greșit foarte tare. V-a abandonat când vă era lumea mai dragă. Iar această persoană este într-o luptă interioară. Vreau să mă împac, mi-e frică, mi-e teamă, nu știu ce să fac, am o speranță, vreau să-i fac o ofertă serioasă. Văd o familie fericită cu această persoană. Vreau să am victorie și împăcare cu această persoană, dar nu știu cum să procedez. Ok? Ideea este că persoana asta va greși foarte tare. Ia să vedem ce simte cu 10 de pentacule. Ce simte cu 10 de pentacule? Își dorește împăcare cu voi. A greșit foarte tare această persoană, crezând că dacă vă ține la respect, pentru că sigur mulți dintre voi sunteți despărțiți, dacă vă ține la respect și stați distanțați unul față de celălalt, voi o să căutați această persoană. În niciun caz n-ați căutat această persoană. Iar această persoană acum și-a dat seama că așteptând, a plătit odată karmic, okay, cu a treia energie, și în al doilea rând, voi ne-ați căutat această persoană. Această persoană aproape că s-a nebunit cu propriile gânduri, ok? Și n-a avut niciun rezultat favorabil din această manipulare de a vă face să așteptați și de a vă pune la punct. Ce simte pentru voi cu steaua? Poate fi vărsător, rac pe scorpion. Poate fi... Ce simte pentru voi cu steaua? Simte că a pierdut această oportunitate. Ok? Simte că n-a luat oportunitatea asta la timpul potrivit. Persoana asta nu mai vede nicio șansă cu voi. Vede adevărul acum. Ce simte pentru voi cu steaua?
nu-și dorește să fie singur sau singură. 10 de săbi întors, vrea să se împace cu voi, mai are speranță, exact ce am spus, este o bătălie interioară, dar în același timp simte că ar fi o minune, o minune, un miracol ca voi să vă împăcați cu această persoană. Pentru că persoana asta simte că și-a pierdut șansa, și-a pierdut rândul, și-a pierdut locul, a avut o unică șansă și poate nu o șansă, nenumărate șanse de a fi împreună, iar această persoană a agafat-o de fiecare dată. Se pare că a dat atenție mai multor persoane, s-a mișcat foarte lent, persoana asta vă punea responsabilitățile lui sau a ei în cârca voastră, când venea vorba de plăți, de facturi, de necesitățile lui sau a ei. Nu v-a oferit nimic la schimb decât a cerut. Persoana asta n-a făcut nici măcar un efort în dragoste față de voi. Ok? Ce simte persoana asta pentru voi cu judecata? Trebuie să vă vadă fericiți acum și să îndure cu 10 de bute o povară de a vă vedea fericiți cu altcineva. Ce simte cu judecata? Ok, are o povară. Zice, trebuie să trăiesc cu povara asta de a vedea persoana asta plecând și încheiând acest capitol, de a vedea persoana asta cum este iubită sau iubit de altcineva, de a vedea persoana asta cum este apreciat sau apreciată de altcineva, ceea ce eu n-am știut să fac la timpul respectiv. Trebuie să îndurești și să trăiască cu așa ceva. Ok? Ce simte cu judecata pentru voi? Exact ce am spus, 2 de cupe. Trebuie să îndure să vă vadă cu altcineva, să trăiască cu regretul, cu vina, karma pe care și-o primește și să vă vadă fericiți. Ok? Bun. Ce simte cu 6 de pentacule? Persoana asta simte că a primit ce merita. Ok? Te recunoaște. Am primit ce meritam pentru ce am făcut persoanei mele iubite. Ce simte cu 6 de pentacule? Exact. Pentru îngânfarea și dominarea și autoritatea pe care am încercat să o arăt sau pentru ce am încercat să fac această persoană, mi-am primit în schimb turnul. Ok? 6 de pentacule clarificat de turnul și împărat. Vorbește despre faptul că această persoană recunoaște că meritam să mi se întoarcă, meritam să primesc înapoi, ok? Pentru că persoana asta, dacă v-a lăsat pentru altcineva, nu primește nimic în schimb de la cealaltă persoană. Ce simte pentru voi cu 2 de cupe? Luna invers. Exact. Dacă mulți dintre voi ați început o altă relație, persoana asta trebuie să îndure durerea de a vă vedea cu altcineva, de a vă privi cu altcineva, de a trăi cu gândul în fiecare seară că altcineva vă atinge, că altcineva vă sărută, că altcineva vă îmbrățișează, că dormiți cu altcineva și așa mai departe. Ce simte pentru voi cu 10 de bute? Melancolie. Sentimentul este sufletul meu pereche. Cum poate să fie cu altcineva? Ce simte pentru voi cu 10 de bute? Greutate. Greutate, ok? Foarte multă greutate. Durere. Dragoste, bineînțeles. Suferință. Haideți să vedem ce acțiuni va lua această persoană față de voi, cei de la etalarea numărul 2. Ce acțiuni va lua persoana voastră iubită pentru cei de la etalarea numărul 2? Ce acțiuni va lua către voi? Ce va face către voi această persoană? Pentru cei de la etalarea numărul 2, ce acțiuni va lua această persoană către voi de la etalarea numărul 2? Ce acțiuni va lua persoana voastră iubită pentru cei de la etalarea numărul 2 către voi? Turnul. O să vă treziți cu o ofertă din partea acestei persoane șoc, ok? Și cu o comunicare șoc, pentru că nu vă mai așteptați de la această persoană.
E o comunicare pe care voi nici nu o veți băga în seamă, în special cei care sunteți leu, gemeni, balanță, vărsător, taur, fecioară. Nu o să băgați oferta în seama acestei persoane. Persoana asta este singură acum. Dacă v-a părăsit pentru a treia energie, persoana asta este ca și singură. Acțiunile acestei persoane sunt, nu știu ce să fac, vreau să fac o ofertă acestei persoane, ok? Mai bine aștept să se vindece această persoană de trădarea pe care i-am făcut-o. Simt că am pierdut cu roata și patru de cupe această oportunitate. Persoana asta se mișcă foarte lent și spune... Persoana asta este într-un loc foarte întunecat în momentul de față, în special din punct de vedere financiar, are probleme foarte grave. Persoana asta spune, mă mișc foarte încet și oricum simt că am să ajung prea târziu. Am să ajung prea târziu și în momentul în care am să ajung, pentru că persoanei acesteia s-a întors, poate voi sunteți cu altcineva, orice a făcut a treia energie, ori faptul că i-ați aplicat pedeapsa nemai fiind cu această persoană, făcându-l sau făcându-o să sufere, ok. Cu 3 de săbi și 6 de monede i s-a întors totul. Iar această persoană, ca și acțiuni, va sta să-și plângă de milă foarte mult. Ok. O să vă urmărească. Într-un final o să vină către voi. Ia să văd ce acțiuni ia cu... acest cavaler de monede. Vrea să vă fac o cerere în căsătorie și spune cum să-mi permit eu să fac cerere în căsătorie, pentru că mi-a mult până mă stabilesc pe partea financiară sau până reușesc să fac lucrul ăsta și am să mă mișc atât de încet încât am să ajung prea târziu. Sau nu știu cum am să fac oferta acestei persoane pentru că această persoană este cu altcineva sau este posibil să-și găsească pe altcineva până atunci. Ok. Vreau să depun efort ce acțiuni va lua cu 8 de bâte. Vreau să las mândria deoparte și să devin un om responsabil, să mă ocup de casă, să mă ocup de... să muncesc, ok? Pentru că simt că ați avut de a face cu o persoană care n-a muncit și n-a avut de a face cu așa ceva, voi ați ținut responsabilitățile, ok? Ce acțiuni va lua cu roata? Ce acțiuni va lua cu roata? Persoana asta chiar vrea un nou început de familie cu voi, dar este o persoană foarte ciudată. Ok, e foarte ciudată și a greșit foarte mult. Ia, e posibil să aveți de-a face cu cineva care a avut de-a face cu vicii, foarte multe vicii. Persoana asta e posibil să se fi căsătorit cu altcineva și între timp a divorțat. Persoana asta este posibil să fi făcut un compromis pentru bani cu altcineva și între timp a fost trădat sau trădată, ok? Iar persoana asta așteaptă ca voi să rămâneți singuri, crede că sunteți cu altcineva sau poate chiar sunteți cu altcineva. Așteaptă momentul oportun, am spus un miracol, persoana asta gândește doar un miracol ar mai face persoana asta să se întoarcă la mine. Și simt că asta depinde de cei care au fost răniți aici. Pentru că persoana asta care v-a rănit este extrem, extrem de... se victimizează extrem de tare. Și a pierdut orice speranță. Persoana asta este în depresie. Ok. Vreau un sfat pentru cei de la etalarea numărul 2. Un sfat pentru cei de la etalarea numărul 2. Un sfat. Un sfat. Ok. Un sfat. Sfat.
Ok, sfatul este în felul următor. Hotărâți-vă să fiți fericiți acum. Pentru cei care ați fost răniți, hotărâți-vă să fiți fericiți acum. Folosiți-vă imaginația și veți vedea răspunsul. Intuiția voastră vă spune deja, vă dă deja răspunsul. Voi știți deja răspunsul. Ok. Cereți Arhanghelului Mihail să vă ajute în această situație. Rugați-vă foarte mult pentru vindecarea sufletului vostru, pentru că mulți dintre voi ați trecut printr-o relație destul de traumatizantă care v-a făcut să nu mai credeți în dragoste sau să v-a marcat destul de tare. Ok. Lăsați teama acum. Foarte mulți dintre voi aveți o teamă nejustificată. Lăsați teama acum. Iubire veșnică. Dați-vă seama că nu sunteți singuri. Sunteți iubiți. Dacă această persoană v-a făcut lucrul ăsta, asta nu înseamnă că nu vă iubește nimeni. Asta nu înseamnă că nu aveți persoane în jurul vostru care vă iubesc. Iertați-vă, nu ați făcut nimic greșit. Voi, cei care ați fost trădați, iertați-vă, nu ați făcut nimic greșit. Ați făcut tot ce ați putut pentru această persoană. Nu este vina voastră că această persoană v-a făcut astfel de lucruri. Nu este vina voastră că această persoană n-a fost capabilă să vă iubească la timpul potrivit. Și nu este vina voastră dacă aveți mustrări de conștiință. Ok? Înțelegeți că ați făcut tot ce este posibil pentru această persoană. Mulți dintre voi sunteți într-o misiune. Sunteți persoane spirituale. Și ați făcut lucruri cu energie vindecătoare. Și dacă credeți că ați făcut ceva greșit, nu ați făcut nimic greșit. Dacă persoana a vrut să se schimbe, s-a schimbat. Dacă nu, este problema lui sau problema ei. Dar pentru cei care nu sunteți în situația asta, iertați-vă, nu ați făcut nimic greșit. Pentru majoritatea dintre voi în această situație, sfatul meu este să mergeți mai departe. Sfatul meu este că această persoană o să vă caute, dar voi știți răspunsul în interiorul vostru că nu mai doriți această persoană. Bun. Atât am avut pentru etalarea numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la etalarea numărul 3. Haideți să vedem pentru numărul 3. Ce simte pentru voi persoana la care vă gândiți? Persoana iubită. Ce simte la etalarea numărul 2 pentru voi persoana dragă, persoana iubită? Ce simte pentru voi? Ce simte pentru voi persoana dragă la care vă gândiți, cei de la etalarea numărul 2? Ce simte pentru voi? Persoana asta are o speranță că puteți să mai reușiți să fiți împreună. Ok, oh. Cred că este continuarea 1, 2 și 3, ok? Avem o persoană care este foarte, foarte confuză. Persoana asta, în primul rând, este foarte influențată de familie. Se răzbună pe el sau pe ea. A existat între voi vorbe foarte urâte spuse. Această persoană, cred că este o persoană destul de violentă, în special verbal. Simte suferință, furie. Suferință în dragoste, 9 de săbi și 6 de cupe, suferă foarte tare în dragoste după voi. Este într-o depresie. Persoana asta vă așteaptă. Vă așteaptă și își dorește să aibă o victorie cu voi, vă urmărește. Persoana asta este posibil ca tot ceea ce v-a făcut să se fie răsturnat în capul lui sau în capul ei. Persoana asta se luptă cu niște vicii, confuzii, se luptă cu mintea lui sau cu mintea ei. Văd o persoană care poate face self-harm, okay? O persoană care se rănește, își face rău cu propria mână, răzbunându-se pentru ceea ce v-a făcut vouă. Vă regretă enorm, persoana asta nu doarme noaptea, se uită la pozele voastre dacă aveți poze împreună. Este ceva scris. Ori persoana asta scrie într-un jurnal despre ceea ce simte, este până dimineață, se uită pe poze, sunt niște cărți, sunt niște caiete, sunt niște lucruri scrise. Văd foarte mult lucrurile astea.
Este posibil ca persoana asta să încerce să vă întoarcă printr-o vrajă de dragoste, ok? Dar persoana asta simte că narcisismul, egoismul și mândria i-a adus pierdere în fața voastră. Că prin lucrurile astea, dându-se mare în fața lumii, uite ce mare sunt eu și câte femei am, sau că este vorba de un domn, lăudându-mă în fața tovarășilor sau anturajului câte persoane am și ce reușesc eu să fac, simte că toată lumea l-a părăsit, are un conflict interior și că a greșit enorm să piardă o persoană atât de valoroasă pentru nimic, pentru că 7 de cupe ăsta este un nimic. Ok. Are dorință de împăcare cu voi, a realizat că vă iubește. Persoana asta a fost foarte influențat sau influențată de către cineva din săgetător sau berbec. Este un bărbat care a influențat această persoană sau o femeie. Mm-hmm. Să știți că am un mesaj pentru câțiva dintre voi. Ok? Doar pentru câțiva dintre voi. Dacă sunteți doamne și aveți de-a face cu un domn. Este posibil ca acest bărbat să aibă orientare bisexuală. Și-a dat seama că vă iubește. Este foarte confuz. Pentru că având atracție, să spunem, și către partea cealaltă, este într-un moment al vieții în care nu știe ce să facă. Inima vă iubește pe voi, dar corpul cere altceva, nu știu cum să spun, ok? Pentru că persoana asta a ajuns la un moment în care nu este sigur sau sigură de orientarea lui sau orientarea ei. Asta este pentru câțiva dintre voi. Și duce o luptă. 7 de cupe. 7 de cupe. Pentru câțiva dintre voi, persoana asta duce o luptă pentru... 7 de cupe. E posibil să fie căsătorit sau căsătorită. 7 de cupe. Își dorește să fie singur sau singură și va ieși din acea situație. Sau, pentru alții dintre voi, este valabil... Persoana asta s-a săturat de opțiuni, s-a săturat de viața de burlăcie și își dorește o familie și și-a dat seama prea târziu, pentru că justiția, și anume divinitatea, a făcut să înțeleagă această persoană că din aceste opțiuni nu s-a ales cu nimic și niciuna dintre ele nu își dorește o familie cu această persoană sau nu îi poate forma o familie decât cu voi putea avea acest lucru. 5 de vâte. Ce simte cu 5 de vâte? Încearcă să aibă forță, se forțează această persoană să-și reprime sentimentele, să-și echilibreze mintea, să spună nu e greșit ce am făcut, nu, că am făcut lucrurile astea, nu e greșit, ba e greșit, ba nu e greșit. E într-o contradicție continuă. Ce simte cu 5 de bâte pentru voi? Exact. Persoana asta este ruptă de intuiție. Persoana asta, ca să înțelegeți, intuiția rupe sufletul acestei persoane. Rupe, pentru că intuiția nu lasă în pace această persoană. Îi spune în continuu, asta este și lupta. Îi spune în continuu, nu e corect ce ai făcut, nu este corect, uite unde ai ajuns, uite ce s-a întâmplat, uite din cauza ta unde ai ajuns cu persoana ta iubită. Iar persoana asta încearcă să aplice forță contra intuiției, ceea ce nu se poate așa ceva. Nu se poate, o face o perioadă, dar nu o poți face etern. Ok? Bun. Haideți să vedem ce acțiuni va lua această persoană către voi, cei de la etalarea numărul 3. Op. Ce acțiuni va lua persoana voastră dragă, persoana voastră iubită, pentru cei de la etalarea numărul 3? Ce acțiune va face către voi persoana voastră dragă față de voi, cei de la etalarea numărul 3? Ce acțiune va lua persoana voastră dragă către voi, cei de la etalarea numărul 3?
haide să vedem. Persoana asta încă este foarte confuză. Este foarte confuză. Persoana asta are o suferință interioară și cred că provine din copilărie, ok? Este posibil ca persoana asta să fi pierdut pe cineva drag acum foarte recent, cam de 2-3 luni. Persoana asta trebuie să-și care crucea, ok? Va trebui să lăsați această persoană pentru cei care doriți să vă împăcați cu el sau cu ea. Trece printr-o dezintoxicare dacă este o persoană care a folosit vicii. Nu se va lăsa prea curând de ele. Când va ajunge la dezintoxicare, va fi cam... Finalizarea dezintoxicării va fi cam în 10 luni. 10 săptămâni, nu cred, 10 luni. Ok? Persoana asta va veni într-un final către voi, dar simte că va veni prea târziu. Se cam leagă 1, 2 și 3 etalările noastre. Simte că va veni către voi prea târziu, după ce își va finaliza toate problemele. Persoana asta este singură în momentul de față. Spune, trebuie să mă vindec întâi, trebuie să trag cu dinții de această suferință, să mă echilibrez, să fiu sigur, sigur, sigur sau sigură, sigură că am terminat cu acest stil de viață, pentru că nu mă pot juca cu persoana mea iubită la infinit. Exact. Regret există enorm. Enorm regretă. Enorm. Avem același stil de 7 de bute cu... ca și cum persoana asta respinge 7 de bute. Ia să vedem. 7 de bute. Persoana asta este ca și cum, nu știu cum să explic. Nu știu cum să procedez. Decât să resping această energie momentan, pentru că știu că turnul ăsta o să cadă, resping turnul că turnul ăsta o să cadă, resping ideea că să văd adevărul, nu vreau să văd adevărul, ok? Nu vreau să văd că persoana mea ar putea să fie cu altcineva, pentru că asta mă doare mult prea tare. Și mai bine mă închid în colțul meu și nu mai aud nimic și pe nimeni. Ok, uite. Și stagnez, ok? Pentru alții dintre voi, persoana asta mai are mult până să-și dea seama că își dorește o familie cu adevărat. Și ține de recuperarea lui sau de recuperarea ei, pentru că persoana asta, dacă este o persoană vicioasă, recunoaște că nu este capabil sau capabilă să țină o familie sau capabilă să-și asume niște responsabilități. De-abia poate să aibă grijă de el sau de ea. Vreau un sfat pentru etalarea numărul 3. Sfat pentru etalarea numărul 3. Ok. Aveți încredere, lăsați teama, scrieți despre gândurile ce am spus eu. E cineva aici care scrie despre gândurile și sentimentele lui sau a ei. Poate chiar voi faceți asta. Lucru cu energie vindecătoare. Sfat pentru... Ok. Acordați-vă atenție propriilor vise. Este persoana care își reneagă intuiția aici, ok? Aceasta este misiunea dumneavoastră personală. Cineva are o misiune aici să se vindece. Sfat, încă unul. Persoana despre care întrebați este demnă de încredere. Persoana care a fost rănită aici este demnă de încredere. Iar persoana care a greșit aici necesită lucruri cu energie vindecătoare. Cei care ați fost răniți și trădați, acordați-vă atenție propriilor vise, lăsați teama la o parte, nu aveți de ce să vă fie frică, aveți încredere în voi, ok? Scrieți despre gândurile, sentimentele dumneavoastră, dacă asta vă ajută mai mult să treceți peste. Și aceasta este misiunea dumneavoastră personală, este pentru cei care aveți de a face cu vicii sau cealaltă persoană,
Ok? Persoana asta este într-o misiune de a se vindeca. Bun, atât am avut și pentru etalarea numărul 3. Acesta a fost video interactiv de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.